Poate ne explicați dumneavoastră de ce diabetul lovește direct sistemul imunitar. Hiperglicemia scade imunitatea, acționând la nivel celular, împiedicând procesul de apariție, de apărare al organismului la agresiune. Cu cât glicemia este mai mare, cu atât sistemul imunitar este mai afectat. Și atunci, de aceea este important ca pacientul cu diabet să aibă un echilibru glicemic, valorile glicemice să fie în țintă, pentru că degeaba știu că am diabet, urmez un tratament, dar nu mai mă monitorizez. Sau glicemile sunt mari, eu mănânc orice și nu e suficient să urmez un tratament, oricare ar fi acesta, cu antidiabetici orale. E foarte importantă monitorizarea să avem glicemii bune. În cavitatea orală, unde găsim vase mici de sânge de tip terminal, diabetul încurcă imunitatea locală. Există un risc mai mare de a apărea boala parodontală. Iată cum se traduce clinic. Au mai puțină salivă, li se usucă gura și atunci toate, prin cantitatea mai mică de salivă, toate aceste microorganisme se proliferează și prin lipsa salivei există și o depunere mai mare de biofilm, să spunem de tartru. Boala parodontală e accelerată de fumat. Nivelul crescut de dioxid de carbon din fum permite dezvoltarea unor specii de bacterii agresive. Ajung în straturile profunde ale țesuturilor moi, care susțin dintele asemenea unor sfori și le distrug. La medicul stomatolog trebuie să ajungeți la 4-6 luni pentru igienă și verificarea fiecărui țesut. În prezent, boala parodontală poate fi stopată și în lipsa intervenției chirurgicale. Se numește tehnica tunelizării modificate. Atunci când nu faci deloc incizii, nu întrerupi nici vascularizația și intri între os și gingie, intri cu niște instrumente cu care începi să faci tunelizarea. Ce înseamnă tunelizare? Ridicăm gingia fără să o tăiem. Deci intrăm cu aceste instrumente și ușor, ușor tragem gingia cât mai aproape de unde a fost ea inițial. Și în acest fel avem un rezultat foarte bun. Apoi se pune mai multă gingie în jurul dintelui afectat. Țesutul se recoltează din cerul gurii.